superb, vreau să zic. Îți vine foarte bine această culoare. Putem face o piruetă, bravo. Bună. Ia uite. Ce faci, mă, băieții? Salut. Trăiți. Ce faci? De ce gâfâi? Am avut bolțelei. E greu cu copii? Hai de pe canapea, pe Hepilica. Să rămână Amalia, arăți superb. Da, acum văd că aveți amândouă aceeași culoare. Da, ne-am asortat. Foarte bine. Care e Tiago, care e Kevin? Tiago. Salut, Tiago. Și Kevin. Perfect. Și ăsta mai găsuți, Tiago, să mă cum. Perfect. Hai de luați un loc aici pe canapea. Da, îl ții tu un pic? Ai greșit? Da, pe păi nu, că nu știu dacă nu, că pare că te descurci așa bine. De ce? Am făcut repetiții, adică, zile. Nu știu cât ai fost la repetiții. Haide mai aproape, Amalia, aici. Uite, ce frumos sunteți. Uite, unu-i pădus, încă ăla mai avem un pic de lucru. Sunteți amândoi foarte, foarte, sunt amândoi foarte frumoși. Le-ai făcut și dungă, gen Cristiano Ronaldo? Sigur că nu, sigur că da. Sigur că da. Foarte frumos. Maică-sa se ocupă de estetică. De styling? Da, da. Ce da, faci, Amalia, mai poți? Obosesc, nu mai pot. Mai poți? Te ajută cetărașul? Da, mă ajută foarte mult. Te ajută. Nu știu, trebuie să-l plimb un pic. Te rog frumos, plimbă-te, nu e nicio problemă. Salut, cetăraș drag, ce faci? Vă salut, da, uite, am venit la București. Dacă spun cu ce am venit până acum, atât am apărut cu mașini, iar mici, sport. Acum am venit cu autorulota. Altă iar treabă. Parcată, băi, deci asta îmi place, vezi? Da. Deci până acum erai cu doar cu delea de două locuri, doar de fițe, doar șmecherie și acum gata. Acum familist convins, cu mașină pregătită pentru copii. Cu rulota? Ai oprit pe drum? Ai dormit pe drum? Nu, am dormit aici. Fetele Amara cu copiii au dormit la apartament și noi am dormit în rulota. Eu cu Serena și... Da, noi doi așa dormim, că noi ne place. E foarte fain. Și rulota unde trase? În fața blocului? În fața blocului, da. O parcare frumos acolo. Ți-a plăcut, Serena? Mi-a plăcut foarte mult. Nu, bine, tu, mi-era dor de tine. Tu știi că eu te știu de când erai mică, ca și frații tăi? Da. Știi, mă știi? Mă mai ții minte? Da. Ce faci? Spune-mi acum, câți ani ai? 7. 7 ani. Și astăzi nu ești la școală? Nu. Ai cerut voie? Am cerut voie. Bravo, te rog frumos să îi saluți, dacă se poate, pe colegii tăi, să le faci așa cu mâna. Și eu mă bucur tare mult că ești astăzi alături de noi. Ce mai ai făcut între timp? Povestește-mi, te-ai apucat de cântat, te-ai apucat de dansat. Ce faci? Fac vioară. Faci vioară? Da. Și? Merge? Îți place? Îmi place. Câte viori are tati? Două, cred. Două? Cred că are mai multe. Are două, trei, a? Da. Și ți le dă să cânti la ele? Nu, că am eu propria mea vioară. Asta e, mi se pare firesc să ai tu propria ta vioară. Și culoarea ei, movă. Deci are vioară, are vioară, culoarea mov? Da. Frumos. Vreau să te întreb, cum te înțelegi cu frățiorii? Cu frățiorii, mai când îți cumiți mă înțeleg bine, dacă îmi plâng și nu mă ascultă... Te scot din sărite? Da. Te cred. Au împlinit un an acum, nu? Cât a trecut de când au împlinit? Un an. În 11 martie, când ai? Da, 11 martie, am făcut un an și... Ăștia sunt imaginea, să se vede un pic. Asta a fost la petrecere? Da, am făcut o petrecere, familia așa restrâns, așa au învățat, că nu, Amalia nu a vrut să facă petrecere mare, tam-tam, că... No. E sătură de zi cu zi, greutățile de zi cu zi, nu mai vreau să petrecere. Și am zis, oricum fac un grătar, zic, orice ar fi. Și ai făcut un grătar, ai chemat prietenii? Da, vecinii mai mult, vecinii de acolo, de pe stradă. Foarte frumos. Da, a fost fain. Băi, cetărașule, deci cum erai tu? Da. Ăla cu petreceri 3 zile și 3 nopți, mașini decapotabile, da, mașini mici. Da, ce gata, să fac? Acum ai autorulotă. Te schimbă viața, te schimbă și te schimbă bine. Schimbat în bine. Da, e fain. Acum ai autorulotă, acum petrecerea cu vecinii de pe stradă. Băi, da, mai pe lângă casă, că e mai bine. Foarte, foarte frumos. Tata alește. El, Kevin e mai... Da, el e mai tare. El îl bate pe... El e mai, și mai mic și îl bate și pe frate. El săracul nu mă încasează. Dar și el când se nervează, dă înapoi. Dar e pericol, deci ăsta e agitat. Perfect. Să știi că stai un pic, că ei au intuit care este toată treaba, că eu le-am luat și lor câte ceva și de asta vreau să le, fac cadou așa. Uite, wow. Ia uite-te aici, jucărie, asta e... Ce, chei de mașină? Chei de mașină, da. Exact. Vai, uite. Stai așa să văd. Ăsta meu e pe mere, pe mâncare, nu pe jucărie. Uite, pentru tine Selena. Un Lego. Wow. Mulțumim. Un Lego, Selena. Și uite aici, Tiago, și pentru tine, distracție. Ia uite. O tabletă. Ce zici de treaba asta? Nu vreau tabletă asta, mere, mâncare, dacă e dat cât de multă. O slănină cu ceabă, ceva. Amalia,
Da. E mai complicat. Acum mai aveți timp și de cântat, mai aveți timp și de voi? Încercăm să ne facem, dar e greu. Dacă vrei, puteți să ne plimbăm, să facem să vorbim. Hai să ne plimbăm, așa, vorbim, așa. Și de ce asta zic? Că tu acum poți să-mi zici. Da. E mai greu cu gemenii, nu? Foarte greu, da, foarte greu. Deci oricum a fost dificil în momentul în care am sărit de la un copil la trei. Deci... S-a schimbat totul, este? Da. Altă mașină, altă felă. Nu mai încăpem în mașină, nu mai încăpem în casă, la masă. Deci nicăieri, unde ne ducem, parcă ne mutăm. Mi-e și rușine să merg pe la prieteni în vizită, deci numai câte hăinuțe și papuși trebuie să las la ușă, mi-e groază să mai plec de acasă. E greu. E greu. Da. Așteptăm să mai crească, nu știu, până. Nu știu că data trecută va ajuta mama Vasilică, nu mama soacră. Da, dar acum soacra e un pic ocupată cu pensiunea, pentru că știți că noi avem pensiunea Vasilică Ceterașul. Am înțeles. Unde așteptăm acolo toți oamenii care vor să vadă Maramureșul la noi la pensiune și soacra se ocupă de pensiune. Și atunci a venit mami. Mami e aici cu noi, da. Nu cred, să rămână. Să rămână mama. Eu e rușine, e mai rușinoasă. Da, perfect. Și da. Eu mă bucur mult de tot că, uite, e cineva care să vă dea o mână de ajutor. Da, și avem fata, Măriuca, care ne ajută acasă. Îi cu noi. Da, nu m-aș descurca singură. Vreau să-mi spui, acum, Vasilică, îmi pare foarte implicat. Da, e foarte implicat. Acum nu mai are timp de ieșiri, de nu mai are timp prieteni, de stat pe Tinder, exact. Pe chestii de astea, pe aplicații. Nu? Acum trebuie să schimbe scutiece și... Se descurcă? La scutiece nu tare se descurcă, dar în schimb stă cu ei, le dă de mâncare. Da? Da. Îi plimbă, îi deci ducem poți să te bazezi pe el. Da, sigur că da, da. Ne ajută la băiță, la tot. Da, au început să mănânce diversificat? Da, 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 de la 6 luni. Acum sunt un pic răcit, s-a răcit un pic de la aerul condiționat din mașină, dar încercăm să ne descurcăm. Nu e tocmai ușor cu... Nu. Ia, s-a înnecat copilul, da, am lăsat sigur... Vasilică îi dă de mâncare. Bă, dar lăsa, cum e s-a înnecat copilul? S-a un pic dat cu tati. Papa? Da, nu-i da. Gata. Deci, Vasilică, ai înnecat copilul. Da. Înnecat copilul cu măr. Foarte bine să descurcă. Bine, tati. Eu mărul le dau, dar azi nu... Fii atentă. Fii atentă. Amalia le dă măr, dar le dă măr ras. Da, dar eu nu dat. Dar n-avea răzătoare, nu? Ce mi-ai dat cuțitul? Că ți-ai dat mărul. Exact. Eu dat cuțitul de aia. Cum a fost? Ce-au ales de pe tavă? Păi, Tiago a ales arcușul de la vioară. Tiago e acolo cu Vasilică. Da, Tiago e cu Vasilică. O ales arcușul de la vioară lui Vasilică. O agendă și un piaptăn. Deci a ales arcușul, da, să aibă, da, spectacole, agenda să le noteze și un piaptă, n-am înțeles. Să facă părul, da. El are părul, mai bogat. Și Kevin o ales microfonul, cheile de la mașină și banii. Băi, ia uite, cheile la mașină i-am, da, adus, exact, și uite, eu. Vezi, parcă și ne-am parcă fac, o să facă echipă bună. Exact. Dar Selena, vă mai aduceți aminte ce a ales când a fost? Da, Selena a ales microfonul, da, de două ori și, da, agenda. Și, da, și Kevin a ales microfonul. Da, da, asta am spus. Kevin a ales microfonul și Selena. Și tu ai ales microfonul? Da, de două ori. Bravo. Da, îmi place tine, ai te făcut atâta mai domnișoară, așa foarte frumoasă. Da, mai duc să mai stai și cu ei de vorbă, dacă vrei, mai vii tu pe la noi. Mai trec, eu, da, mai plim și mai trec. Cum simți tu? Trebuie să-i dai pe răzătoare, trebuie să faci asta. Nu, da, cuțitul mână, nu, dai cuțitul la tație. Ce e cel mai greu în toată nebunia asta? Când erai doar cu Selena, era mai ușor, nici știai că ai copil. Eu nu mă prea ocup așa cu ei, adică stau cu ei, iau în brațe, mă joc cu ei când sunt acasă, mai mult mă ocup de Selena. Eu o duc la școală dimineața, o trezesc, eu îmbrac, îi dau să mănânce înainte să plece la școală. Eu sigur trebuie pe mare numai când s-o pepțene și s-o atât. Rest eu îmbrac, eu duc la școală, o scot de la școală. Fata lui tata. Da, ea dorme cu mine. Fata, da, lui tata, de asta zic. Îți place Sele? Da. Cum s-o ocupă tati? Vezi, poate ar să neagă copilul. Nu, că nu, i-am dat ăsta tăiat, știi? Da, nu mai, deci nu mai. Te enervează câteodată tati? Sfore noaptea? Cum sfore toată lumea? Așa sfore și tati. Băi, ești cea mai tare, mă. Deci... Să nu mă supere. Băi, ce frumos. Ce frumos! Da, e mare acum, 7 ani și ea... 3 ani. Acum am zis că am filmat botezul la cu Selena. Ce să faci? Cresc și casa plină, mie. Mișto, că nu ai liniște deloc, gălăgie totdeauna, sau cântă muzica, sau... Știu că poți să cauți o poză, acum mi-am dat seama, de când a fost Selena la noi, la un 1 decembrie și era îmbrăcat într-un costum popular, ce e că e păpușa aia ardeleancă. Da, da. Da. E fain. Dar vreo 13 ani. Și acum cât stați la București? Mergem diseară, plecăm înapoi. Da? Da, am venit ieri și am dormit noaptea seara aici și mergem mâine, seara asta înapoi. Ați rezolvat, da, și ce trebuie, da, ați mai avut? Da, am rezolvat pe aici și pe drumuri. Și cât faceți până acasă? Păi mă duc lejer, adică lejer, 12 ore. Cu autorul lor, dar cât să fac?
Făceam 8 ore până acum, 7-8 ore. Cu autolotă 12-14 ore. Da, un pic mai încet ca trenul. Da, asta e. Și în mașină ce faceți? Să ne puneți muzică? Cântați? Dansați? Vă distrați? În mașină, nu. Nu punem muzică, că frații mei au ore de somn și nu putem să punem muzică, că apoi trezim și le stricăm orele de somn. Și mai bine să doarmă liniștiți decât să fie gălăgie, nu? Sigur. Da. Tot e calculat. Deci nu, mai ales pe la drum așa întins, trebuie să fii, ai calcule făcute, unde alimentezi, unde te oprești. Nu, Tichy? Dar tu conduci, nu? Toate ceapă. Da, eu conduc. Da, e ok. E ok, că m-am obișnuit, sunt lejer. Nu mai urlă pe mine că mă duc încet. Să știi că aveți niște copii foarte frumoși. Da, mulțumim, mulțumim. Foarte frumoși. Am zis că nu-i mai scoatem între lume, că uite ce fac. Nu mă ravage. Îi ținem pe acasă. Și cine vrea să-i vadă să vină acasă. Dar știi ce? E ceva foarte normal. Da. Așa face orice copil mic și eu mă bucur că ea ți-a dus. Și că voi oricum ați avut treabă la București, să le spunem oamenilor. Și practic atunci ați trecut și pe la noi, am pe la emisiune. Să vă vedem, să vă salutăm. Adică n-ați venit special pentru emisiune. Am vrut să ne băgăm tradițional, dar n-am avut loc, crede-mă, nici în lot n-am avut loc câte bagaje avem de costume populare și de astea. Dar o să venim, o să venim cu ei îmbrăcați tradițional, așa. Poate facem de pași ceva, ne îmbrăcăm toți. Mare drag. Selena, tu mai ții minte cu costumul popular când ai venit la noi la emisiune? Mai ții minte că ai mai fost la noi? Da. Da, uite, cred că a găsit-o, Radu, caută și el imediat. N-a găsit-o. Ce zici, Pozaș? I-ai dat o poză? Uite, ți-a dat Pozașul poză. Pozașul nostru e mai eficient, imediat a făcut rost de poze. Eu căutam... Ia fii atent, vreau să-ți arăt o poză cu tine. Nu, era nu la asta se referă, nu, nu? Stai puțin. Da, oaia, să vedem ce poză ai găsit. Stai puțin, imediat să salvezi. Hai, Kevinaș! Ce faci? Vrei să cânti o piesă? Ia, eu știu la care te referi, când era foarte mică Selena, facem schimb, da, da, da. Și am filmat da, absolut. Da, ce poți ai găsit. Facem schimb, înseamnă că Selena a fost de mai multe ori la noi. Da. Ia, poți dacă e mai cumite. Uite, mă, și aici, cineasta mică ești tu. Uite, acolo ești tu, Selena. Da. Uite, acolo ești tu. Up. Uite, vezi cum tace la taică-s-o. Dacă-i dă taică-s-o horincă. Și a mai fost odată când erai și mai mică îmbrăcat în costum popular. Serios? Da. Nu cred că mai țin minte. E normal. Dar dacă tot ați venit aici, puteți să ne și cântați? Că ați venit să și cântați, să știe lumea că Amalia cântă. Amalia să cânte, eu stau cu copii. Deci tu gata. Păi ia-i pe amândoi. Hai. Da, iau pe amândoi. Te descurci? Da, sigur. Da? Nu e. Băi, nu e ușor. O zic, Veta, să nu ne-ești copiii. Nu e ușor. Hai, să vedem. De la mamă, deci stai un pic, că se neacă copiii, că nu e ușor. Luați merele de la copii și uite să... Uite, sunt mesaje de la oameni care se bucură că vă văd împreună. Se bucură să te vadă pe tine în postura asta. Foarte frumos. Cristian vă salută și vă respectă. Sunt oameni care... Sunt acum prezenți în fața televizoarelor și vă transmit toate salutările. Ne spune, bă, astăzi este și Ziua Internațională a Poeziei, da? Așa e, am auzit și eu de dimineață, la Radio Guerilla, spuneau poezii. E Ziua Internațională a Poeziei. Vrei să reciști ceva? Hai să vedeți bătaia aici în direct. Reciști ceva? Nu, nu sunt pregătit. Ai grijă la pahare. Ok, ai grijă la pahare, ai grijă la mere. Mami. Haideți să vedem cât de bine te descurci. Da. Spune-ne că te mai ajutăm și noi. Oameni buni, Amalia ne cântă și îi mulțumim lui Vasilică că a trecut pe la noi. Avea treabă în București, a trecut și pe la noi și acum pleacă acasă spre Maramureș. Uite cine te ajută, Selena te ajută. Perfect. Amalia, 3 minute să meargă muzica.